Pământul se învârte, soarele se învârte, sistemul nostru solar se învârte, întreaga galaxie se învârte, dar de ce? Poate că știți deja din mai multe surse că totul în jurul nostru se mișcă cu o viteză uluitoare. De exemplu, Pământul se rotește în jurul axei sale cu o viteză de aproximativ 1673 de km pe oră sau 465 de metri pe secundă. Fiecare planetă se rotește cu o viteză diferită. Cu toții știm asta, dar aici intervine știința cu întrebarea: de ce? Din moment ce începem să ne gândim la asta, lucrurile devin uluitoare. Ca să ne dăm seama de ce se rotesc planetele, trebuie să derulăm timpul către începuturile sale. Cu 4,5 miliarde de ani în urmă, sistemul nostru solar a început să se formeze din nor de heliu și hidrogen, aproape la fel ca o nebuloasă, un nor uriaș format din gaz și praf interstelar. Odată ce gazele au început să se miște și să pătrundă în toate colțurile universului, unele fiind mai dense, altele mai rarefiate, ceva asemănător unei supernove din apropierea sistemului nostru solar a cauzat fuziunea gazelor. Odată cu amplificarea gravitației acelor particule, acestea s-au unit într-un singur punct și astfel au început să se rotească. Este destul de curios faptul că de fiecare dată când acest lucru se petrece între particule, rotația lor are loc în aceeași direcție, adică în sensul contrar acelor de ceasornic. În spațiu nu există noțiunea de direcție în sus, dar dacă ar fi să judecăm momentul cinetic de rotație al unei planete pe direcția înainte, atunci cele mai multe corpuri cerești, cum ar fi Pământul, Marte sau Soarele, se rotesc în sens contrar a celor de ceasornic. Odată ce gazele gravitează unul în jurul celuilalt printr-o mișcare continuă, acestea iau forma unui blat de pizza uriaș. Este ca o sferă care se extinde tot mai mult și elimină praf de stele în exterior, formând un disc gigantic. Aceasta este forma cel mai des întâlnită în univers datorită legilor fizicii. Potrivit unei reviste americane de știință, atunci când norii interstelari își continuă rotația și particulele sale se lovesc unele de altele, acestea se fragmentează în părți mai mici. Acestea la rândul lor continuă să se fragmenteze în decursul a mai multor milioane de ani până la formarea unei galaxii care cuprinde mai multe stele și planete. În tot acest timp, momentul cinetic al norului original aflat în rotație își păstrează direcția. Astfel, corpurile cerești ce vor rezulta în urma coliziunii particulelor de praf interstelar își vor păstra direcția de rotație pe care o avea norul la începutul formării sale. Ele se rotesc datorită inerției pe care o primesc, dar odată cu trecerea timpului, această viteză de rotație va încetini. De exemplu, o zi va fi mai lungă cu 2 milisecunde peste 100 de ani. Deci, în cele din urmă, rotația va fi existentă pentru o perioadă lungă de timp, asta doar dacă nu o să aibă loc evenimente neplăcute. Într-un mod ciudat, rotația planetei Venus este inversă față de restul planetelor, adică are loc în sensul acelor de ceasornic. Din păcate, nimeni nu este sigur în totalitate de cauzele acestui fenomen. Mai multe teorii s-au format în jurul planetei, cum ar fi schimbarea axelor planetei la un moment dat în trecut, o altă teorie este că și-a încetinit rotația în sens contrar acelor de ceasornic, s-a oprit, apoi și-a reluat rotația doar că a început să se rotească în cealaltă direcție. Toate astea poate că au avut loc datorită atmosferei extrem de dense și distanței relativ mică față de Soare, dar am vorbit mai pe larg despre acest subiect într-un alt videoclip, găsiți link în descriere. Nu este singura planetă ciudată din sistemul nostru solar, Uranus a avut parte în trecut de o coliziune cu un asteroid, iar după impact, toată mișcarea de rotație în jurul axei sale este aleatorie fără a avea sens. Chiar și la o scară foarte mare, tot ce se află în univers este într-o mișcare de rotație continuă. Galaxiile se învârt în ambele sensuri, atât contra acelor de ceasorni, cât și în același sens cu ele. Nu pare a fi un lucru standardizat ca în cazul majorității planetelor. Totuși, galaxiile spiralate au tendința să se rotească cu spiralele în spatele lor, atârnând parcă de nucleul galaxiei. Dar chiar și acest lucru nu este ceva standard pentru toate galaxiile. În anul 2002, telescopul Hubble a localizat o galaxie numită NGC 4622 a cărei spirale îi decide sensul de rotație. Oamenii de știință cred că acest fenomen are loc datorită faptului că acea galaxie fuzionează cu o alta, în cele din urmă, toate corpurile cosmice din univers se rotesc într-un fel sau altul. Energia trebuie conservată de-a lungul timpului, de aceea galaxiile care se rotesc cu spiralele mai apropiate de nucleul său au o viteză mai mare decât cele care se învârt cu spiralele extinse. Este vorba de fizică simplă, dar care are loc la nivel galactic. Aveți alte întrebări științifice care se învârt în capul vostru? Ni le puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!